Mulțumim! Veste bună pentru părinții care nu au cu cine să-și lase copiii acasă, s-a deschis sezonul grădinițelor de vară în capitală. Peste 1500 de locuri sunt disponibile în București, însă multe dintre ele s-au ocupat deja. Dacă cererea va fi și mai mare, în luna august ar putea redeschide și alte centre pentru preșcolari. Mișcăm degețelele și învârtim moriștile. 14 grădinițe de vară din București s-au deschis. Este vestea mult așteptată de părinții care nu au cu cine să-și lase copiii. Facem un curcubeu și am făcut un copac înainte. Cât de tare te bucuri că ai venit aici la grădiniță? Mult! Copiilor le-a fost foarte greu perioada aceasta, le-a lipsit socializarea. Dacă înainte de pandemie o grupă avea până la 30 de copii, acum numărul s-a redus. Într-o astfel de clasă nu vor sta mai mult de 10 copii, iar distanța dintre băncile lor va fi de 1,5 metri. În plus, educatoarele vor purta pe tot parcursul zilei măști și mănuși de protecție. Regul greu de respectat, mai ales că aerul condiționat nu va fi pornit. Până acum rezistăm și cred că ne vom descurca. Pentru a păstra distanța între copii, cele mai multe jocuri vor avea loc afară, iar sălile de clasă vor fi dezinfectate la finalul fiecarei zile. Tot pentru siguranță, educatoarele au fost testate pentru coronavirus. Au fost testate toate persoanele, atât cadrele didactice, nedidactice, didactice auxiliar și cabinetul medical, pentru SARS, toate au ieșit negativ. În Timișoara, creșele au fost cele mai căutate. Fără să mai țină cont de distanțare, sute de părinți au îngrămădit de la primele ore ca să fie sigur că vor prinde un loc. Da, avem ce face, altă soluție. Dacă nu intră, n-avem cu cine să lăsăm acasă. Sunt numărul 99, deci mai am 8 ore de așteptat, așa mi s-a zis. Reprezentanții creșei spun că toți părinții vor obține un loc. Am tot încercat să le spunem să păstreze distanța. Într-adevăr, oamenii sunt disperați, probabil că n-au încredere, că nu prind loc. Pentru anul școlar 2020-2021 în Timișoara sunt disponibile aproximativ 270 de locuri în creșele de stat.